Elevii de la școala gimnazială Lucian Grigorescu doresc să trăiască într-un oraș modern, așa că s-au gândit să dea o mână de ajutor autorităților locale pentru a găsi soluții și mai apoi rezolvare la problemele municipiului. Recondiționarea coșurilor de gunoi deteriorate și amplasarea altora în locurile în care lipsesc cu desăvârșire. Inițierea unor proiecte comune dezbate cu factorii de decizie pe tema curățenia orașului meu. Amplasarea unor panouri de avertizare în zonele mai populare. Din această activitate am înțeles că putem lucra împreună pentru realizarea ceva folositor pentru acest oraș și m-am implicat deoarece am vrut ca acest oraș să se îmbunătățească într-un fel și să se ridice la nivelul celorlalte orașe din țară. Am realizat niște planșe și am fost în vizită la domnul primar pentru a-i spune despre problemele orașului. Vrem ca orașul nostru să arate ca restul orașelor din țară, să fie la fel de frumos și să aibă un aspect deosebit. Programul Civitas a pornit din dorința de a ajuta, de a-i face pe tine să conștientizeze că fiecare dintre noi este dator să aibă grijă de spațiul în care trăiește. Am urmat un curs și în cadrul acestui curs ni s-a sugerat ca împreună cu elevii să realizăm un proiect pe problemele comunitare. Deci noi nu să rezolvăm, ci să găsim o soluție cu ajutorul acestui proiect, să învățăm copiii să lucreze în echipă, să identifice anumite probleme ale localității. Prin această metodă, elevii sunt puși în situația de a interacționa cu instituțiile publice locale și cu reprezentanții acestora, precum și cu alte structuri publice ale societății civile din comunitatea lor. În acest fel se dobândesc nu doar cunoștințe privind funcționarea sistemului democratic, ci și deprinderi de comunicare deosebit de utile cu scopul de a deveni cetățeni activi și responsabili.